final tragic în cazul adolescentei de 14 ani care a dispărut în luna august dintr-o tabără organizată în Munții Retezat. După mai bine de 3 săptămâni de căutări neîntrerupte, fata a fost găsită moartă. Ieri dimineață, doi pescari au văzut trupul tinerei plutind în barajul Gura Apelor și au alertat imediat autoritățile. Trupul Daliane Rădoi, minora dispărută în urmă cu o lună într-o excursie în Munții Retezat, a fost descoperit duminică dimineață de pescar plutind pe coada barajului de la Gura Apei. Imediat la fața locului s-au deplasat mai multe patrule aflate în zonă pentru căutările pe care le desfășuram în vederea identificării minorii dispărute și din păcate s-a confirmat această ipoteză, faptul că acest cadavru aparține minorii dispărute în data de 20 august, o minoră în vârstă de 14 ani aflată în urmărire națională și căutată de către colegii mei. Din păcate, vă spuneam, a fost găsită decedată. Cadavrul a fost preluat de către medicii legiști în vederea efectuării necropsiei și a stabilit cauzei morții. Pentru Daliana Rădoi au fost organizate operațiuni de salvare fără precedent în județul Hunedoara. Timp de 3 săptămâni, sute de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și angajații direcției silvice au scotocit fiecare colț din poiana Pelegii unde aceasta s-a rătăcit, însă fără vreun rezultat. La acțiune au participat și 3 câini specializați în căutarea de persoane de la Centrul Kinologic din Sibiu. Totodată, un elicopter al aviației române a survolat întreaga zonă. În sprijinul echipelor de salvare au venit și scafandrii, iar pompierii au folosit inclusiv un sonar pentru a căuta în apele barajului Gura Apelor. Mă duc tot așa în jos și mă uit stânga-dreapta. No, vedeți! Daliana Rădoi a dispărut în 20 august din Poiana Pelegii, unde se afla într-o tabără în Munții Retezat, împreună cu mai mulți copii de la centrul de plasament din Lupeni. De atunci a fost căutată fără întrerupere atât în Munții Retezat, cât și în gări și autogări, iar poza ei a fost distribuită peste tot, în speranța că cineva va putea furniza informații despre ea. Însă ieri a fost găsită fără suflare. Din primele cercetări efectuate, oamenii legii spun că nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni, deși nu exclud posibilitatea unei morți accidentale. Cauza decesului urmează a fi stabilită de medicul legist.